Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vreau să vă arăt un episod în care porumbeii fac baie. Afară este foarte, foarte cald. Am lăsat ca să fac acest episod mai pe la amiază. Este ora 1:30. După amiază pot spune eu ca să le pot pune să facă baie toți, să fie cât de cât cald afară. Deci, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru cele 94 de like-uri acordate videoclipului anterior. Vă mulțumesc. Mă așteptam să facem 100, dar poate facem la acest videoclip 100 de like-uri. Acesta cred că va apărea mai pe seară. Vă arăt un pic ce fac porumbeii. Se vedeți și voi. Așa, m-am gândit să vă arăt puiuții, dar sunt prea mici și, chiar nu aveți ce să vedeți la ei. Uitați, afară este cald, nu mai este zăpadă deloc. Cald, foarte cald, pot spune eu. Sunt și un pic răcit și acum uitați să vă arăt. Aici am să le pun apa și în aceea am să le pun eu să facă baie. Am improvizat eu ceva. Deci, chiar, na, haideți să vedem. Nu mai este niciun puiuț. În cuibul acesta s-au mutat aceștia doi. Deci haideți că revin cu baia porumbeilor. Fraților, haideți că am revenit. Tocmai le-am pus apa porumbeilor. Vedeți, le-am făcut o mini piscină. Așa, așteptăm să vină porumbei. Cred că vine un mascul roșu. Deci da, un mascul roșu a venit. Haideți să vedem. Nu a făcut baie de foarte mult timp. Uitați că a udat un pic camera. Uitați, toți sunt doritori să facă baie. Și încă un lucru, da, pe care îl puteți observa și voi. Porumbeii care sunt doritori să facă baie sunt absolut sănătoși. După cum am spus, porumbeii mei au fost sub tratament și n-au făcut baie de o lună întreagă. Și acum sunt foarte doritori. Uitați, așa fac baie porumbeii. Este foarte, foarte cald și le place și lor. Deci așa o vor ține. Și după ce porumbeii fac baie, trebuie să fie un fel de pudră albă pe apă, o să vă arăt eu mai pe la sfârșitul videoclipului. Uitați cât s-au băgat. Trebuia să le pun în ceva mai mare, dar nu, ceva mai mare nu am. Uitați, după cum puteți vedea, este o pudră albă pe apă, lăsată de ei. Deci înseamnă că porumbeii sunt sănătoși, absolut toți cei care fac băiță. Deci așa fac porumbeii baie. Eu prima oară le-am pus în ceva mai mic și mulți dintre voi mi-au spus să pun în ceva mai mare și uitați, am pus în ceva mai mare. Deci, am uitat să vă spun, cei care sunteți noi, nu uitați să dați un like, să strângem 100 de like-uri la acest videoclip, măcar 100, pentru a posta în continuare, să avem activitate pe canal și să vă și abonați. Să strângem 1500 de abonați. Eu asta vreau să fac la fiecare videoclip, ținta mea peste 100 de like-uri. Și să facem 1500 de abonați cât mai repede. Deci uitați, absolut toți au făcut baie. Deci cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un mare, mare like, să strângem 100 de like-uri și să vă abonați
și cu clopoțel, să apăsați pe clopoțel pentru a primi toate notificările. Voi a fost Pigeon Racing, noi ne revedem desigur data viitoare. Pa, pa!